În sezonul 2003-2004, Steaua a jucat în cupele europene, în cupa UEFA cu Liverpool. Tu ai prins 10 minute, ai intrat chiar pe Anfield. Ți-aduci aminte experiența? Da, mi-aduc aminte foarte bine. Veneam după o accidentare musculară, așa cum am avut. Țin minte că aveam o febră musculară la picioare, pentru că băgasem cu preparatorul să pot să revin cât mai repede. Am intrat în ultimele 13 minute. Am avut o ocazie rarisimă din 16 metri, când am trecut puțin pe lângă bară mingea. M-am simțit extraordinar. Extraordinar, adică o atmosferă extraordinară. Cu cum erau fotbaliști imenși? Owen, Gerrard, Heskey, Kewell, Hippia. Ce, cum erau când? Păi da, dar și pe vremea erau fotbaliști care români. Adică, te referi la Steaua. Da. Părerea mea și că perioada care am jucat, poate că și alții care erau sunt mai cu experiență vorbesc de perioada dinaintea lor. Dar erau fotbaliști atunci. Se juca alt fotbal. Era spectacol, era lumea venea de dragul. Pentru că voi ați remizat 1-1 și în tur și pe aia v-a bătut la limită 1-0, cei da, de la Liverpool. Da. Și am avut șansa de a face 1-1 când am intrat, în minutul 80 și ceva. Ce crezi că ar fi însemnat pentru tine să dai gol pe Anfield Road? Mă tot gândesc la lucrul ăsta. Da, serios? Chiar mă ți-a rămas? Da, mă gândesc că zic, dacă aș fi dat golul ăla, poate ar fi luat altă turnură cariera mea, spre bine. Dar așa a fost să fie. Atmosfera cum era pe Anfield Road? Extraordinară, ți-am spus, adică cu 5 minute înainte, fiind de rezervă, am mai stat pe teren. Cu 5 minute înainte de a începe meciul, nu știu că era un sfert din lume. Doar ce am intrat la vestiare, să mă schimb și să ies înapoi. Era arhiplin stadionul. Infernal. Și în momentul ăla, nu știu, are o acustică, avea stadionul în momentul când... A început să cânte imnul. Incredibil așa ceva. Se zbulă pielea pe tine. Mi-aduc aminte de meciul cu Valencia, care a fost pentru mine cea mai frumoasă experiență din viața mea. Da? Poți spune că e cea mai frumoasă experiență în cariera ta? Nu cred că... O atmosferă incredibilă. O atmosferă incredibilă pe stadion. Dar hai să o luăm pas cu pas, Valencia. Ce s-a întâmplat de a fost învinși 2-0 în prima fază? Păi, Valencia era deținătoarea trofeului. Da. Nu? Era normal. Am jucat la ei, o echipă foarte bună. Și eu cred că rezultatul a fost meritat în tur. Adevărul că aveau niște jucători, Marco Di Vaio, Aymar. Jucători extraordinari. 50 de selecții, Aymar, în Naționalul Argentinei. Di Vaio la Juventus și Naționala Italiei, vorba aia. Păi să ne uităm la bugetul care le aveau ei pentru fotbaliști, pentru jucători și ce buget avea asta. Era obișnuiți ai Ligii Campionilor, când cădeau în Cupa UEFA, practic luau direct trofeu. Cam așa gândeau la vremea aia. Cred că ne-a luat și puțin de sus în retur. Da. Cred, aveau 2-0. Nu le-a spus problemă în tur. Da, probabil, dar au dat și de un teren greu, pentru că a fost un teren foarte greu. Da, nu am cu Valencia, nu erau terenurile care sunt în ziua de astăzi, cu drenaj și cu... Erați înămoliți din capul de picioare. Exact. Ambiția noastră, mai ales că ne-a aruncat-o așa la vrăjeală domnul Gigi, o primă exorbitantă pentru victoria pentru calificare. Nu mai știu cât, 100 de mii de euro? Da, 100 de mii de dolari. De dolari, nu contează. V-a și dat-o atenție? Nu. Păi a spus că a fost aruncată la mișto.